văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte, am rugămintea la liderii de grup. La Rusia cu dumneavoastră! Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. După analiza acestor imagini, procurorii parchetului general s-au sesizat din oficiu și i-au făcut lui George Simion dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice. Ministrul Energiei a făcut și el plângere împotriva deputatului Aur. Probabil parchetul general nu mai are cazuri serioase în România. Am făcut așa. Dacă în vreun fel asta este ultraj, înseamnă că am luat-o cu toții razna în această țară, nu numai noi. Incidentul i-a convins pe liderii grupurilor din cameră că este nevoie de sancțiuni severe pentru actele de violență verbală sau fizică ale deputaților. Într-un proiect de modificare a regulamentului se propun diminuarea indemnizației cu până la 50% pe 6 luni, reducerea la 10 secunde a timpului de intervenție la tribună, înjumătățirea timpului alocat grupului la dezbaterea moțiunilor și chiar retragerea pentru 6 luni a funcționarilor și mașinilor aflate la dispoziția grupului parlamentar. Sunt diverse trepte în urma baterilor și în funcție de gravitate. Este inadmisibil când se adresează cineva la microfon să fie bruscat sau... Totuși vorbim de Parlamentul României, vorbim de România, membră a Uniunii Europene. Este o plângere penală și eu cred că se va face ancheta cu celeritate ca și în celelalte cazuri pe care le-am văzut în ultima perioadă. Este de neacceptat ceea ce s-a întâmplat. Riscăm să devenim o republică cu parlamentarism bananier. Proiectul de modificare a regulamentului va fi dezbătut în comisii și trebuie să fie aprobat de plen.